Ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul pentru zodia Scorpion pentru săptămâna viitoare, 30 iunie. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Și să vă înscrieți la canal dacă nu ați făcut-o până în momentul de față, pentru că în acest mod veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu, să ne ținem companie. Haideți să începem. Voi dori să purific energiile cu campanele tibetane. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Scorpion, ascendent în zodia Scorpion, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarea săptămână pentru zodia Scorpion, ascendent în zodia Scorpion, pentru cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Haideți să vedem, dragii mei. Wow, foarte frumos. Lumea. Lumea aici îmi spune că e posibil să, în momentul de față, să trăiți printr-un blocaj, să vă simțiți blocați sau că sunteți blocați în interiorul dumneavoastră, în lumea dumneavoastră, ce poate mică, dar văd un blocaj totuși aici. Văd că e un blocaj, da? Dar ce vreau să vă transmit, că va veni curând, deci nu va dura mult acest blocaj, pentru că veți primi, se vor mișca lucrurile pentru dumneavoastră. Sunteți blocată în momentul de față, dar văd foarte multe comunicări, evenimente care au fost blocate vor veni în viața dumneavoastră, vă vor lua pe nepregătite să vă pregătiți la acest lucru, care va trebui să țineți pasul cu aceste evenimente, drumuri, călătorii, comunicări, vești pe care le veți avea, poate chiar și doriți să faceți un drum peste hotare sau la îndepărtare. Sau vă văd în mijlocul lumii, poate chiar mâine, poimine, poate veți ieși și veți fi cu mai multă lume în jurul dumneavoastră și văd că veți face ceea ce vă place, veți ochi, e ca și cum un punct ochit, punct lovit, în ce priveți dorințele dumneavoastră. Punctați ceva, ochiți ceva și veți atinge acel lucru, ceea ce v-ați dorit dumneavoastră. 6 de cupe. Unde ați mai fost, dar văd și o persoană din trecutul dumneavoastră care dorește să se reîntoarcă în viața dumneavoastră. 6 de cupe aici îmi spune și că un copil de peste hotare, poate veți primi comunicări, vești din partea acelui copil. 6 de cupe văd și că zodia Săgetător poate are un rol important, Taur, Scorpion, Vărsător și Scorpion dumneavoastră. Și Leu poate are un rol important. Da, un copil va avea un rol important, amintirile din trecut, veți comunica cu cineva din trecut, veți primi vești din partea acelei persoane din trecut. 6 de cupe, posibil și o persoană dragă din trecutul nostru să dorească să se reîntoarcă. Pentru alții dintre voi, văd că copiii au un rol important, o relație de cuplu unde există suflete pereche, gemene, sunteți pe aceeași frecvență, pe aceeași undă. Văd foarte multă puritate în această relație, iubire, pasiune, foarte multă comunicare, de ce nu? Roata destinului, dar văd că se termină ceva karmic. Da? Roata destinului, aici văd că sunt și anumite instabilități în viața dumneavoastră, un noroc care poate veni, o șansă, dar și o reîntoarcere, un drum unde ați mai fost dumneavoastră. 6 de bețe, văd că sentimentele, iubirea are un rol important aici. 6 de bețe, văd că veți avea parte de un succes, de o victorie, de un triumf.
la drum, dar treiul de spade aici văd că se va întâmpla ceva pe la sfârșitul săptămânii viitoare care vă va răni sufletul, o dezamăgire, o trădare, o minciună, o discuție mai aprinsă sau poate vă simțiți singuri. Vom clarifica după aceea. După aia, asul de bețe îmi spune că veți primi vești, oportunități, veți avea parte de noi începuturi, veți fi mai creativi, vă veți lua puterea în mâinile dumneavoastră și veți lua hotărâri să începeți ceva nou. Vă veți regăsi entuziasmul de viață aici, o bucurie, o veselie, o bucurie pentru viață, da? Pentru a trăi. Și văd foarte multă pasiune, poate între dumneavoastră și o persoană în special, intimitate chiar. Și văd persoane cu părul castaniu, cu părul blond, roșcat, un tânăr care se află peste hotare sau blonduț, vă poate comunica ceva. Și văd că se termină un ciclu karmic pentru dumneavoastră. Adică acele suferințe se vor termina prin care ați trecut. Vedeți, veți avea parte de noroc. Veți pleca la un drum, veți face o călătorie. Sau acolo în mijlocul oamenilor văd că veți avea parte de noroc, succes, de triumf, o șansă, o oportunitate, o afacere. Haideți să vedem... Optul de bețe, dar văd că e posibil să vă autosabotați, să nu mai aveți încredere foarte multă sau să fie, să auziți de un ghinion de la drum. Să primiți o veste de la drum, de un ghinion sau de ghinionul cuiva. Sau la un drum poate veți avea un ghinion. Aveți grijă la drum, dacă în ce privești alte persoane din jurul dumneavoastră, văd aici cineva vă ascunde ceva, vă manipulează sau vă minte, aveți grijă la colaborări. Șasele de cupe sau să aveți grijă la drum, la un ghinion, la o eroare. Șasele de cupe cu șasele de bețe veți avea o surpriză plăcută, o reușită în ceea ce v-ați propus. Poate din partea unei persoane din copilărie, o persoană din familia de origine sau din partea unui copil, văd că veți avea parte de o surpriză plăcută de o reușită. Haideți să vedem roata destinului. Poate cineva de la drum se întoarce, o surpriză neașteptată. Roata norocului, văd că aveți foarte multă speranță pentru a ieși cu persoana iubită sau pentru a face, cum să zic, o mică excursie, pentru a ieși în aer liber. Șasele de bețe. Șasele de bețe, aici văd că la drum, văd că veți avea parte de succes, dar văd și vești neplăcute. Treiul de spade în ce privește o relație de iubire, în ce privește o persoană importantă pentru dumneavoastră. Aici poate fi o dezamăgire, o suferință, o tristare. Și asul de bețe, văd că veți avea parte de o ușurare, pentru că ori veți pleca în vizită, ori vi se va veni în vizită la dumneavoastră. Vă veți revedea cu cineva, veți primi o invitație să ieșiți cu prietenii, cu prietenele, să socializați, să vă întâlniți cu cineva, să primiți vești în ce privește o reușită. Și văd un nou început, o nouă oportunitate cu mai multă dorință. Foarte frumos. Un succes pentru dumneavoastră, asta e clar. Haideți să vedem oracolul iubirii pentru relațiile de iubire, pentru următoarea săptămână, ce vor să vă transmită, ce sfat pentru zodia Scorpion. O uniune, zice că această uniune dintre suflete divine va fi un eveniment miraculos când tu te vei aștepta cel mai puțin. Deci cred că să vă așteptați la un eveniment miraculos, la o surpriză plăcută. Când te vei aștepta mai puțin, atunci se va întâmpla acest lucru.
În ce privește o uniune, o relație. Și văd că există o conexiune de suflet de pereche unde există foarte multă telepatie, vă înțelegeți din priviri, nu aveți nevoie de cuvinte. Și ți se spune că forța ta și slăbiciunea ta este testată în ce privește această relație. Da, vei fi testat. Vei fi atins un pic, ți se va pune. Vei fi un pic pus la încercare în ce privește relația ta de iubire. Haideți să vedem pentru zodia Scorpion. Dar văd că zice că un angajament este un factor important pentru o relație de succes. Ori veți primi un inel, ori un angajament va fi mai puternic, ori vă veți asuma un angajament, ori veți fi cerută de locul sau în căsătorie sau veți evolua la un alt nivel în relația dumneavoastră. Văd o uniune importantă în ce privește relația dumneavoastră. Haideți să vedem ce vă transmit numerele angelice din partea îngerilor pentru zodia Scorpion. Zodia Scorpion. Vezi? Vei avea anumite sfide în următoarea săptămână. Vei fi pus la încercare. Legea sfidei este o probă de a înfrunta și de a învinge pentru a duce acea transformare care o dorești foarte mult în viața ta. Nu-ți fie frică de schimbări, sunt doar un preludiu a manifestării. Deci, vor fi schimbări, da? Vor fi sfide, prove, dar ele vin pentru a duce o transformare, acea transformare pe care o dorești. Nu este simplu, va fi un pic cu suferință, dar ți se cere să nu-ți fie frică de schimbări, pentru că ăsta e doar un preludiu a manifestării iubirii în viața ta. Și pentru ca lucrurile să se manifeste și să fie o schimbare, pentru că văd că sunt blocaje. Au fost blocaje, poate din cauza vicilor sau din cauza nu depresii, posesivității, geloziei, manipulării, ceva a fost blocat acolo, te-a ținut pe loc. Aici văd că vor fi sfide și provocări, dar sunt cu scopul de a te libera, de a duce acea schimbare care ți-o dorești în viața ta. Vezi? Și o vei lua de la zero, va fi un nou început. Poate fi un caos, poate fi o instabilitate, dar ți se cere să ai încredere, pentru că vor fi noi începuturi. Ești parte din infinit, totul se poate întâmpla, dar ai încredere în marele mister și acceptă că sunt lucruri care nu le poți să le controlezi. Talentele tale și facultățile tale extrasensoriale sunt în retrezire. De aceea ești mai sensibil ca niciodată, pentru că treci printr-un moment transformator al vieții tale, treci printr-o criză existențială care pentru tine poate nu ești obișnuit și nu vezi motivul sau nu înțelegi ce se întâmplă. E pentru că talentele tale extrasensoriale sunt în retrezire. Și 11 zice că un portal se deschide în acest moment. Doar dacă ai trezit donul tău al viziunii, poți să vezi înăuntru și să faci diferența dintre pozitiv și negativ. Această carte este un don. Ai posibilitățile să vezi dincolo de velul iluziei pentru a vedea adevărul adevăr. Fă o comoară. Ți se va da donul viziunii. Vei fi un vizionar. Vei vedea dincolo de aparențe. Vei vedea dincolo de velul iluziei. Vei vedea adevărul așa cum este. Vei vedea mai clar lucrurile din jurul tău și chiar că ăsta e un don și trebuie să fii recunoscător Universului. Văd că te vei conecta cu Universul. Da? Și vei fi foarte înțelept. Și văd un nou început pentru tine. Un portal se deschide în acest moment pentru tine. Dar doar dacă ai retrezit acest don al viziunei, tu poți să vezi înăuntru și să faci diferența dintre pozitiv și negativ. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Haideți să vedem. Foarte frumos, chiar îmi place și mie.
Vedeți, vi se spune să vă ascultați vocea interioară, vocea sufletului, vocea inimii, să meditați, să vă priviți în interiorul dumneavoastră. Văd foarte multă intuiție aici, meditare, veți descoperi chiar și un adevăr. Și interiorul dumneavoastră are un rol important și acum cu luna plină va avea un rol important pe dumneavoastră. Energia feminină are un rol important în viața dumneavoastră sau pentru o femeie în special. Cred că se va trezi o parte feminină din interiorul dumneavoastră și veți fi mai sensuală ca niciodată. Foarte multă profunzime, înțelepciune pot să spun. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Sper că v-a plăcut. Dacă doriți să-mi dați un like, vă mulțumesc. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc tot bine din lume. La revedere, numai bine, sănătate!